Bună ziua și bine ați venit la sesiunea Cum faci product development la orele de informatică, profesor și elevi în rolul de creator de produse. Eu sunt Adela Beca, parte din echipa Asociației TechSoup și voi fi gazda acestei sesiuni. Alături de mine, în chat, va fi colega mea Gabriela Angel, care ne va ajuta și să colectăm de la voi întrebări pe parcurs. Puteți să ne adresați întrebări oricând, noi vom încerca, în măsura în care timpul ne va permite, să vă răspundem la final de sesiune. Voi da acum share unei scurte prezentări. Sper că se vede. Bun. Suntem așadar în prima zi de festival digital Predau Viitor, creat de Asociația TechSoup. Am spus noi că este un maraton educațional creat pentru profesori din România și Republica Moldova despre pedagogie digitală, STEAM și cetățenie digitală. Înainte de toate, o să vedeți pe ecran o reamintire foarte scurtă a lucrurilor de știut și a recomandărilor noastre pentru o experiență grozavă în festival. Nu le voi relua, căci le aveți în Padlet-ul general al festivalului. O să rog pe colega mea, Gabriela, să mai pună încă o dată link-ul în chat. Discuția de astăzi este recomandată de noi pentru profesori de informatică de gimnaziu și TIC, de gimnaziu și liceu. Asta nu înseamnă că nu este relevantă în general pentru orice profesor ca experiență de învățare, ci doar că ar putea fi mai utilă și poate mai ușor de dus la clasă dacă predați informatică. Avem și niște planuri pentru această sesiune pe care o voi face împreună cu invitatele mele, pe care le voi prezenta în curând. Noi ne-am gândit așa, ca obiective, că ne-ar plăcea ca până la finalul sesiunii să descoperiți programul accelerator Predau Viitor Product Development, să le cunoașteți, bineînțeles, pe cele două invitate, două profesoare minunate care au dus deja această experiență la clasă și ne vor povesti cum a fost și pentru ele și pentru elevii lor, să vă luați idei, inspirație și să reflectați dacă această experiență vi se potrivește și vouă. Și, bineînțeles, să descoperiți și resursele pe care vi le punem noi la dispoziție. Înainte de toate, ca și cei care nu ne cunosc deja să aibă contextul despre programul nostru accelerator Predau Viitor, aduc eu puțin context despre program. Este programul în care folosim metoda de dezvoltare de produse, product development în engleză. Ce este? Noi spunem despre acceleratorul Predau Viitor că este o experiență de învățare exclusivă și intensivă, creată de noi, care ne ajută să conectăm realitatea și provocările industriei de IT de dezvoltare de produse cu școala. Și sperăm că îi ajută pe profesorii de informatică și TIC de gimnaziu și liceu să-și antreneze elevii pentru inovație. Când am pornit acest program și pe parcurs ne-am rafinat acest de ce facem acest program. În primul rând, noi vorbim despre product development ca metodă care poate completa și dezvolta ce facem, ce faceți la orele de informatică și TIC și credem că le poate face și mai atractive decât sunt pentru elevi. Totodată, credem că este nevoie de contexte în care profesorii să reflecteze la câteva aspecte cum ar fi. Cum puteți conecta informatica pe care o predați la lumea reală? Cum ar putea arăta lumea în care elevii de astăzi vor crește și vor fi adulți? Care sunt acele provocări sociale, economice și de mediu pentru care ar fi bine să fie ei pregătiți? Iar la un nivel mai macro, noi chiar credem la Asociația TechSoup că dacă mai multe organizații și companii dezvoltă produse și cu tehnologie,
Asta duce pe termen lung la dezvoltarea României și mai ales la împlinirea potențialului copiilor și tinerilor noștri, indiferent de istoricul lor social și economic. Este ceva ce transmitem mult prin programul nostru și dacă mă veți alătura, vom vorbi și mai mult despre acest de ce. Cum am făcut asta? Am pilotat metoda Accelerator Predau Viitor în online, în anul școlar 2021-2022. Profesorii participanți au trecut prin trei etape atunci. A fost un program de lungă durată și intensiv totodată. În prima etapă au aplicat și am selectat profesori dintre absolvenții noștri. În a doua etapă, profesorii participanți au trecut ei înșiși prin etapele dezvoltării de produse IT și au învățat chiar de la oameni din industrie în cursul online creat împreună cu George Diță, care este product manager și un apropiat al asociației Texu. În această etapă, profesorii au pornit de la ideea de produs și au ajuns la un produs minim viabil. A trecut foarte puțin timp și au intrat profesorii absolvenți a etapei a doua în etapa a treia, ducând la clasă metoda și ghidul Product Development la clasă, care a constat în 10 lecții detaliate de noi, fișe de activități gata de dus la clasă, pe care elevii le-au lucrat în echipe destul de mici, de 3-4 persoane. În această etapă practic, elevii au pornit de la ideea de produs și au ajuns la un produs minim viabil. Sunt foarte multe de spus despre aceste experiențe și o să le las cel mai bine pe invitatele mele să vă împărtășească. Nu înainte de a vă invita, 15 secunde și eu nu o să spun nimic, dar o să mă uit doar la 15 secunde în care vă las să citiți feedback-ul elevilor. Ne-au răspuns, feedback anonim al 103 elevi, care ne-au răspuns despre lecțiile pe care la care au participat alături de profesorilor. Mulțumesc, o să fie ceva ce o să regăsiți și în panel, pentru că mi se pare atât de reprezentativ pentru activitatea profesorilor minunați care au dus astfel de activități la clasă. Și acum o să dau eu stop share. Bun. Să le și vedeți pe invitatele mele, pe care o să le introduc imediat. Mă bucur să vă pot spune bun venit. Edina Tim, profesoară de informatică la Liceul Teoretic Emil Racoviță, Baia Mare și ambasador Textul pentru Educație. Și Carmen Melinte, profesoară de informatică la Colegiul Național Grigore Moisil din Onești. Edina, Carmen, mulțumesc pentru așteptare cât am vorbit eu și bine ați venit în Predau Viitor. Vă invit să spuneți câteva cuvinte despre voi și o să încep cu tine, Carmen. În primul rând, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Mă simt onorată să fiu parte din comunitatea Predau Viitor. Așa cum ai spus, sunt profesoară de informatică la Colegiul Național Grigore Moisil. Predau de aproximativ 25 de ani. Și pe parcursul activităților mele didactice, am încercat să dezvolt elevilor mei creativitate și dorință de a se autodezvolta. I-am îndrumat să obțină rezultate frumoase la concursuri și olimpiade, să fie ambițioși, dar și să facă alegeri înțelepte, astfel încât parcursul în viață să le devină ușor, iar perioada liceului să reprezinte acel mic pas de la începutul unei aventuri grozave. Mulțumesc! Super! Mulțumesc mult, Carmen! Edina! Bine v-am găsit! Numele meu este Tim Edina, predau la un liceu teoretic din Baia Mare, Liceul Teoretic Emil Racoviță. Sunt în al 18-lea an de activitate, consider că undeva la jumătatea carierei didactice.
Sincer, de când am terminat facultatea, doar acest lucru fac, adică sunt profesoară, nu am experimentat niciodată altceva, deși am avut tendința de a merge și a participa la interviuri mai mult pentru ca să mă pun pe mine în situații mai puțin confortabile oarecum, că nu știam ce mă așteaptă la un interviu. Domeniul învățământului este total diferit decât cel industrial. Predau în principiu TIC și informatică, mai mult TIC decât informatică, la clase de științe ale naturii și chiar îmi place să lucrez cu elevii pe diferite proiecte care, mă rog, pe care reușesc să le valorific de obicei la competițiile școlare. Okay. Mulțumesc! Mulțumesc tare mult! Mă gândesc acum că cei care ne urmăresc sunt curioși și eu sunt la fel de curioasă, deși parțial știu, ce v-a motivat pe voi să intrați într-o asemenea experiență de învățare? Le-am povestit participanților noștri, privitorilor noștri, despre un an de zile, trei etape. Ce v-a motivat să aplicați și să absolviți? Carmen, am văzut că ți-ai deschis microfonul, te rog! Păi a fost foarte simplu. În primul rând, pentru că mai participasem la alte cursuri predau viitor și fusesem la cursul de Python, la cursul de intensiv de educație digitală, cunoșteam oarecum formatul acestor cursuri și evident părea un proiect inedit în perfecționarea și dezvoltarea mea ca profesor și am dorit să fiu partea unei altfel de dezvoltări, o altfel de abordare a proiectelor școlare. Și am mai avut o motivație. Așa cum spunea și Edina, și eu la fel, mai mult ca profesor am fost de când am terminat facultatea și au existat anumite momente în care mă bătea gândul să încerc și o altfel de activitate. Am foarte mulți foști elevi care au urmat o carieră în IT și cu care mai povestesc uneori despre proiectele lor. Iar în timp, evident, s-a născut în mine o dorință de a învăța și experimenta o astfel de dezvoltare de produse IT și de a implementa alături de elevii mei. Chiar recunosc, uneori eram puțin invidioasă când povesteau foștii mei elevi despre proiectele pe care le desfășoară. Și, da, bine, invidioasă în sens pozitiv, spun, da? Și atunci era clar că nu aveam cum să nu mă înscriu și cum să nu încerc să parcurg un astfel de curs. Era o provocare pentru mine. Da. Pot să continu și eu? Adică să reiau ideea? Ok, o să vă prezint, să dau share screen ca să vă prezint așa, nu un pic, să dispară. Deci, eu am zis așa, de ce accelerator, de ce m-am înscris, de ce am avut curajul oarecum să încep această călătorie, pentru mine a fost 1% inspirație și 99% transpirație. În primul rând, când zic inspirație, inspirația a venit din experiența dobândită în cadrul cursurilor absolvite pe platforma voastră predauviitor.ro. Cursurile voastre sunt în general de tip MOOC, adică Massive Open Online Courses, având foarte mult conținut interactiv, gen videotutoriale, forumuri integrate pentru cursanți care sprijină interacțiunile comunității și cel puțin o întâlnire live cu specialiști din domeniu. Transpirația, metaforic vorbind, evident, a fost partea de practică. Cursurile MarketXU pe care le făcusem până la începutul anului trecut au fost Scratch și Python. Și aceste cursuri se bazează de obicei pe foarte multă practică din partea noastră ca să învățăm conținutul cursului și să punem cu posibilitatea aplicării la clasă. De obicei, aceste sarcini erau foarte îndrăgite de elevi. De fapt, teoria fără practică este ca pomul fără roade.
cam asta a fost toată povestea. Super. Da, mă gândeam... O să ținem minte metafora asta și când creăm cursuri, ca să ne dăm seama că, de fapt, asta, prin procesul ăsta trecem și noi și prin procesul acesta treceți și voi, dar atâta timp când ne spuneți că sunt apreciate activitățile alături de, pe care le faceți și împreună cu elevii, asta ne dă și mai multă, multă energie. Mulțumesc amândurora! Sincer, deși v-am văzut de atâtea ori proiectele voastre și ale elevilor voștri, chiar mă gândeam că mi-aș dori tare, tare mult ca ele să ajungă să fie văzute și de alți profesori și să nu rămână doar la noi. Și de asta ne-am întâlnit astăzi, ca să ne povestiți, pe de o parte, cum a fost pentru voi experiența de product development în curs și cum a fost apoi experiența la clasă. O să începem cu tine, Carmen, să ne povestești cum a fost pentru tine în acea etapă a doua în care ai intrat și ai făcut cursul de dezvoltare de produse. Se vede. Se vede, da? Da. Bun, să pornesc și prezentarea. Mai întâi așa câteva gânduri pe care le-am avut înainte de curs și cumva o să și spun cam cum s-au schimbat pe parcurs. Evident, am spus, dorința de a învăța lucruri noi care este firească meseriei de profesor. Apoi ideea de a fi în continuare partea unei comunități, comunitatea Predau Viitor, din care fac parte de câțiva ani și de fiecare dată cu bucurie particip la activități. Astea așa au fost, ca să zic, părțile bune, gândurile frumoase. Au urmat, evident, și câteva temeri, da? Teama față de materialul de curs propus, dar în ce sens? În sensul că știam că de obicei cursurile sunt foarte bine structurate, sunt foarte bine organizate, cu teme, cu lecții intense. Acum, suportul de curs, am observat, a fost conceput de un practician de pe piața IT. Lecțiile au fost organizate cu materiale scrise, cu prezentări audio-video, iar structurarea acestora m-a condus firesc la dezvoltarea unui produs. De asemenea, tot cursul a fost în așa fel organizat încât să poți ajunge la o anumită lecție doar după ce ai parcurs-o și pe cea anterioară, după ce ți-ai încărcat și tema asociată lecției. La început mi s-a părut frustrant. Eu, ca un elev mai puțin conștiincios, vreau să sar etape, să fug înainte. Ei, nu am reușit să fac acest lucru și a trebuit să parcurg metodic întregul suport de curs. Apoi temele, multe, mă gândeam, vai, vor fi multe teme. Au fost, dar cumva asociate fiecărei lecții, s-au dovedit a fi teme practice care m-au provocat de fiecare dată să fiu mai creativă, să înțeleg mai bine acele concepte și să utilizez aplicații și moduri de lucru noi. Chiar am învățat despre anumite aplicații gratuite pe care pot să le folosesc și pe care le-am utilizat pentru teme, dar pe care apoi am început să le folosesc și la clasă cu elevi. Termene limită. Evident că orice curs pe care îl parcurge are și un anumit deadline. La un moment dat chiar simțeam că nu o să pot să finalizez cursul, nu reușeam să mă încadrez cu ultimele lecții, însă simțeam așa o bucurie, o mulțumire cu toate achizițiile pe care le făcusem până la acel moment. Deci cumva plusul era mai mare față de minusul că nu reușeam să termin. Însă a venit un moment de amânare, mai știu, o săptămână, două, nu știu cât s-a prelungit și mi-a venit mănușă această amânare.
Apoi, cum a fost experiența mea pe parcursul cursului? Totul a fost așa ca o poveste, în sensul că am transformat o idee într-un produs. Procesul a fost unul plin de provocări, în care cumva s-a născut în mine așa o dorință de a finaliza, o dorință de a parcurge absolut toate lecțiile și de a încerca să-mi fac temele cât mai conștiincios. Prima etapă a fost aceea de alegere a ideii produsului. Am avut de ales din trei variante de produse. O aplicație de telemedicină, una cu distribuție de produse agricole bio, dacă rețin eu bine, și cea de-a treia, aplicația de turism. Evident, decizia pentru mine a fost una foarte simplă, deoarece călătoriile sunt pasiunea mea și atunci n-am stat pe gânduri și imediat am ales ideea produsului. După care a urmat o altă etapă și anume analiza competitivă. Pare simplu să faci o astfel de analiză, dar pentru mine a fost o provocare. De ce? În primul rând pentru că mi-a fost greu să găsesc aplicații pe piața românească care să îndeplinească criteriile aplicației pe care urma eu să o realizez. Dar apoi trebuia să fiu față de aplicațiile pe care le-am găsit în același timp și critică, dar și să le găsesc punctele tari. Să văd cum aș putea eu în același timp să fac aplicația mea să fie mai bună decât aplicațiile care există deja pe piață. Pentru că eu evident trebuia să vin cu ceva ce nu exista ca să pot să am succes cu aplicația respectivă. A urmat o etapă a interviului. Aceasta mi-a plăcut foarte mult. De ce? Pentru că mi-am dat seama cât este de important să luăm decizii abia în momentul în care am finalizat o analiză a necesităților produsului, iar ideea proiectului meu era bazată pe o realitate pe care o parcursesem și eu în diferite etape organizatorice. Am făcut apoi un prototip. Evident, n-am fost mulțumită de ceea ce am realizat uitându-mă la sfârșit, însă câștigul a fost că am învățat să folosesc aplicația Marvel App, o aplicație care mi-a permis să desenez ecranele aplicației mele finale, ale produsului meu, să fac legături în aplicație, astfel încât să simulez aplicația finală. Am început să simt după această etapă că produsul meu prinde contur și că chiar poate fi utilizat de către alte persoane. După ce am realizat prototipul, a urmat testarea cu utilizatori. Pentru mine a fost partea cea mai faină asta, cu testarea utilizatorilor. De ce? În primul rând, am putut să trag cu ochiul pe proiectele colegilor. Am putut să fiu critică sau admirativă. Dar în același timp, și obiectivă asupra produselor realizate de ei. Și am mai înțeles ceva în această etapă, și anume faptul că produsul meu poate fi foarte ușor perfectibil, iar munca în echipă, evident, prin sfaturile primite de la colegi, poate fi productivă. Este foarte greu să realizezi un produs bun de unul singur și este mult mai ușor să colaborezi cu alte persoane și să apreciezi ochiul lor critic. Pentru că, evident, te ajută să te îmbunătățești pe tine și să-ți îmbunătățești în final produsul. Și dacă tot am realizat o aplicație care a fost testată, a urmat apoi vânzarea de produs. Trebuia să îmi realizez un produs video cu care să-mi promovez material.
A fost o etapă frumoasă, o etapă în care am învățat să utilizez aplicația Powtoon, pe care au folosit-o apoi și elevii mei la clasă și cu care am reușit să-mi vând marfa. Sau am încercat, de fapt, să-mi vând marfa, mai corect. Una dintre ultimele etape a fost roadmap-ul. Pentru mine, recunosc că a fost cea mai dificilă etapă, dar și cea mai utilă în același timp, pentru că era la sfârșit, după ce parcursesem celelalte etape. Și aici am înțeles eu abia care este rolul fiecărui membru al echipei și care sunt modalitățile de interacțiune între echipe. De foarte mare folos, mai ales aici, dar bineînțeles și pe parcurs, mi-a fost suportul de curs. Iar aici mi-aduc aminte că am urmărit, cred că de vreo 2-3 ori, materialul video dintre mai mulți membri ai echipei de produs din curs îndrumați de George Diță și care aveau roluri diferite și își stabileau targeturile diferite, își stabileau termenele limită diferite și cu explicațiile de rigoare. Fiecare spunea de ce are nevoie de un anumit interval de timp. Și atunci, logica aceasta mi s-a părut foarte importantă ca să stabilești efectiv parcursul în dezvoltarea produsului tău. Evident, a fost o experiență inedită, a fost o experiență care pe mine m-a îmbogățit, spuneam. Chiar dacă nu reușeam să termin cursul, tot mă simțeam în câștig, în plus, într-un mare plus. De ce? Pentru că am avut câteva idei de implementare noi pe care le-am învățat. Am învățat despre modalități de organizare a echipei. Am văzut aplicații noi pe care puteam să le utilizez și evident am învățat să realizez proiecte, să duc la capăt un anumit proiect. Și aici evident trebuie să mulțumesc Asociației Textul pentru toate cursurile minunate pe care le-a implementat și să-i mulțumesc lui George Diță și evident echipei de colaboratori pe care a avut-o pentru realizarea într-un mod profesionist a cursului. Mie mi s-a părut perfect cursul acela. Nu cred că aș fi avut ce să schimb la el, atât prin bogăția de materiale scrise, cât și prin materialele audio și video. Deci pentru mine tot cursul a fost un mare, mare, mare plus. Și mulțumesc! Mulțumesc, Carmen. Până trecem la Edina, pe care o invit să dea share de ecran, o să spun că și George Diță ar spune că acest curs nu a fost perfect, dar cu siguranță a fost cât se putea de bine pentru o primă iterație. Vom mai lucra la varianta lui îmbunătățită, dar ne bucurăm că a fost o experiență și grea și frumoasă pentru tine. Am reținut trasul cu... că te-ai uitat la ceilalți colegi ai tăi și că te-a ajutat foarte mult acea experiență și mi s-a părut fantastic. Totuși, ce ne-am pus în minte atunci să învățați împreună și să vă dați feedback a funcționat? Da, a fost perfect. Deci mi s-a părut extraordinar lucrul ăsta. De la început, de fapt, de când a fost padretul acela cu ideile de produs, recunosc că stăteam și citeam, mă pierdeam citind ce au propus ceilalți colegi și de ce. Deci foarte mult am încercat să urmăresc acele DC-uri de fiecare dată. Mi se pare fantastic. Felicitări, Carmen. Edina, trecem la tine să vedem cum a fost și pentru tine și să ne povestești și despre elevi. Așa, am uitat să scot. Bun. Înainte să vă aventurați în orice călătorie a cunoașterii, eu aș veni cu 5 sfaturi pe care eu le urmăresc ca să cât de cât să reușesc să finalizez toată aventura. În primul rând, ar fi bine să începem cu o introspecție, să medităm la viitor, la
efectiv ce-mi doresc, ce vă doriți să realizați pe viitor, unde vă vedeți cu adevărat în viitor. Apoi, problema timpului, e clar, întotdeauna trebuie să atragem timpul de partea noastră. De multe ori nu fac griji dacă, ok, am timp, ci mai mult fac griji pentru lipsa timpului ca să realizezi ceva. Apoi, studiul. Neapărat trebuie investit în dezvoltarea noastră în mod regulat. Ce am mai descoperit că este foarte important, nivelul de rezistență la stres. Este vorba de toleranță, cât de mult rezistăm și cum ieșim de multe ori din anumite blocaje și cum facem față adrenalinii și așa mai departe. Și un lucru foarte important este să diversificăm, adică să facem activități diverse pentru a elimina cele trei eruri, rutina, rugina și ruina. Ok, o secundă, că am realizat că n-am prezentat așa. Bun. Evident, toate aceste sfaturi au la bază niște proverbe citate de la diferiți scriitori, psihologi, editori. Introspecția este pentru că nu sunt ceea ce mi s-a întâmplat, sunt ceea ce aleg să fiu. Timpul, e clar că nu avem la dispoziție o eternitate pentru a ne împlini visurile, ci numai timpul cât suntem pe pământ. Studiul, predarea este în egală măsură artă și știință, iar cei care îndrăznesc să predea nu trebuie să înceteze niciodată să învețe. Toleranța, dacă vrei să fii un învingător în viață, trebuie să depășești constant cea mai bună versiune a ta și diversifică lipsa activităților, mai ales activităților diverse, distruge starea de bine a fiecărei ființe umane. Așadar, întotdeauna, înainte să vă apucați de un lucru, faceți-vă un plan și țineți-vă de acel plan, dacă se poate. Ok, experiența acceleratorului, în predarea informaticii, accelerator predau viitor, așa cum s-a specificat și până acum, a fost etapă de selecție, apoi a fost cursul de product development și apoi aplicarea ghidului la clasă. În etapa de selecție, deci practic această etapă a fost gândită tot ca și un curs, care conținea lecții, majoritatea videotutoriale abordate pe o anumită tematică. Eu le-am reținut DC-urile mele, ce fel de profesor vreau să fiu, cum aș vrea să descrie elevii mei orele pe care le petrecem împreună, ce fac ca să mă apropiu de această descriere, cum cred că va arăta lumea în care elevii mei vor fi adulți sau bătrâni și pentru ce fel de provocări sociale și de mediu trebuie să fie ei pregătiți. Întrebările m-au ajutat în introspecție, să-mi pun gândurile pe foaie, să-mi stabilesc prioritățile, să diversific activitățile, să-mi fac un plan de acțiune, toate în beneficiul dezvoltării mele intelectuale sau profesionale. În momentul în care am fost selectată, cam asta a fost când am văzut conținutul cursului, probabil sugerează imaginea, ceva de genul ăsta aveam și eu în capul meu. Toată perioada, la început am simțit, nu sunt omul potrivit la locul potrivit. Ce am văzut? Am văzut un calendar foarte generos, 3 luni parcă era, sau chiar și mai mult. Țin minte că am avut un pretest unde am întâlnit niște noțiuni noi cu care nu interacționasem până acum, în acel moment. Module multe. Nu vedeam conținuturile sau cred că vedeam, dar cum specifica și Carmen, nu vedeam, deci nu puteam să sar, să rezolv, să citesc. Trebuia să trec secvențial peste aceste lecții și module. Ce mi-a plăcut foarte mult că erau lecțiile interactive cu multe concepte noi. Padletul integrat, unde, cum zicea și Carmen, mă pierdeam și citeam ideile colegilor, multe referințe bibliografice, sarcini de lucru, test de evaluare. Ce mi-a plăcut însă foarte mult au fost întâlnirile online. Dacă bine țin minte, au fost 2 întâlniri în martie, în noiembrie și în februarie. Invitatul principal era George Diță. Și ce mi-a plăcut foarte mult a fost feedback-ul primit printr-un videotutorial de la George Diță. Vreau să zic, după ce am văzut acel video, am înțeles tot procesul prin care am trecut.
După cum vă ziceam, de foarte multe ori simțeam că nu sunt omul potrivit, la locul potrivit, ce fac eu în acest curs. Am avut foarte multe momente de ezitare, am avut așa un flux continuu de sentimente amestecate, up and down-uri. Când simțeam că fac ce trebuie, când simțeam, ok, nu știu să fac, m-am blocat, ce fac mai departe. Dar într-unul din webinarii, și cred că și în tutorialele pe care majoritatea erau făcute de George Diță, îmi suna în cap un proverb foarte potrivit, din greșeală în greșeală spre victoria finală. Așadar, am avut multe momente de încredere, dar și multe momente de demoralizare. Ideea e că trebuie să avem încredere și trebuie să acționăm ca și cum ar fi imposibil să eșuăm. Asta mi s-a părut foarte potrivit. Așadar, mici ajustări pot duce la foarte mari schimbări. De la ideea de unde am pornit până la un MVP, până la MVP, a Minimal Viable Product, cum zicea și Carmen, erau trei domenii. Într-adevăr, și eu am ca pasiune călătoritul și ieșirile în natură și am ales să fac un prototip pentru turism, deși folosisem foarte multe platforme de genul Booking, Airbnb, TripAdvisor, am instalat și alte aplicații pe telefonul mobil, le-am testat, am urmărit și am căutat ceva ce aș vrea eu la început, n-am avut idee ce vreau, însă prin acest exercițiu mi-am dezvoltat abilitatea de a fi atentă la detaliile unei aplicații. Apoi mi-am îndreptat atenția spre consumatorul de rând ca să înțeleg care e nevoia acestea, să-mi dau seama care este nișa spre care ar trebui sau aș putea să mă îndrept. Am construit și am aplicat un ghid pentru interviuri și am înțeles că oameni diferiți chiar gândesc în mod diferit. Adică dacă eu prefer un concediu de o săptămână la un hotel all-inclusive, alții poate preferă să facă multe excursii, vizite. Dacă eu prefer să călătoresc cu avionul, poate alții preferă cu mașina personală. Dacă eu prefer să merg cu prietenii, poate alții preferă să călătorească singuri și să nu le facă cineva program. Pe baza experiențelor dobândite, am pus pe foaie modul în care îmi imaginam eu că ar trebui să arate aplicația. Am încercat să găsesc acel golden path. Dar, sincer, încă nici acum nu mi-era foarte clar, nici în această etapă nu mi-era foarte clar unde vreau să ajung, care mi-este nișa, ce persoane vreau să atrag. Am testat acest wireframe cu câțiva prieteni și abia atunci mi-am dat seama spre ce ar trebui să-mi îndrept atenția și am realizat și eu un păutun, acel MVP, cu titlul Mini Vacanțe în Maramureș. Aceasta a fost în etapa în care am realizat că eu mă adresez persoanelor pasionate de activități în aer liber, care doresc în weekenduri sau pentru o perioadă mai scurtă de timp o evadare din cotidian. Feedback-ul portofoliului, cum am zis, a fost un video de aproape 10 minute primit de la George Diță și am înțeles tot procesul de cunoaștere, chiar și autocunoaștere și învățare prin care am trecut. Orice lucru se construiește în timp, cărămidă cu cărămidă, orice obiectiv se poate îndeplini cu pași mici de la acțiune la început. Acordă-ți timp și răbdare, nicio schimbare nu vine peste noapte. Cred că cam atât. Să continui și cu aplicarea la clasă? Dacă ai oprit prezentarea, nu. E ok acum. Carmen, mergem la tine cu prezentarea elevilor. Okay. Da? Super! Pentru că ați fost super curajoase și deși într-un timp foarte, foarte scurt, pe final de an școlar, povestesc eu despre asta, nu vă las pe voi să povestiți despre provocări, ați dus metoda la clasă la elevii voștri și de-abia aștept să vedem și cum a fost. Da, deci a urmat ultima etapă, dar cea mai frumoasă, cea mai bogată, aș spune, în activități, și anume product development la clasă. Eu am lucrat cu o clasă de matematică informatică, intensiv informatică,
unde am avut niște elevi entuziaști, dornici să învețe și să testeze lucruri noi. Și ca urmare, eu i-am provocat să realizeze proiecte altfel decât lucram la orele obișnuite de informatică. Am avut 9 echipe formate din câte 3 elevi, aleși aleatoriu. Fiecare echipă în final a fost echilibrată. Elevii și-au asumat foarte bine rolurile în cadrul echipei. Și în momentul în care și-au stabilit ce roluri au, chiar au explicat de ce și-au ales rolul respectiv. Foarte frumos, pe padleturile pe care le aveau se și vede acest lucru. Noi am lucrat în special la orele de informatică, dar unele materiale le-au mai terminat acasă, în special anumite fișe de lucru. Și ei și-au ales câte o temă, tot din cele 3 pe care le-am avut și noi. Însă, în plus față de noi, așa, m-a surprins foarte mult că ei au ieșit din tiparele obișnuite. În sensul că eu, în momentul în care am văzut, eu personal cel puțin, când am văzut acele teme propuse, strict m-am dus, gata, trebuie să fac o aplicație care să îndeplinească anumite sarcini. O să vedeți imediat copiii, nu toți au mers pe aceleași idei, ci mulți au propus, da, aplicații, dar aplicații sub formă de jocuri, sub formă de provocări pe care să le adresăm utilizatorilor. Ceea ce mie mi s-a părut super, 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 super. Ce mi-a atras mie atenția la elevi? Ei au lucrat, să știți, foarte serios, foarte aplicat pe fiecare lecție și temă pe care au avut-o. Evident, vă spuneam, au preferat lucrul la clasă și mai puțin acasă, doar anumite materiale video, o să vedeți ce frumos l-au filmat și l-au făcut singuri. Ce m-a mai surprins? M-a mai surprins că aproape la fiecare temă pe care o avea, cam una, dar poate chiar și câte 2 echipe, ieșeau iarăși din tipar. Deci se duceau cumva în rezolvarea temei într-o altă direcție decât în cea în care mă gândisem eu. Deci cumva, este evident, copiii gândesc altfel decât noi adulți. Ei sunt mult, mult mai creativi. Cum vă spuneam, deci au fost 9 echipe. Fiecare echipă și-a ales câte un nume, unii și-au făcut câte un logo sau câte o imagine pentru ideea de produs. Și-au ales tema și, evident, au justificat alegerea temei respective. De exemplu, echipa AMPDT și-a ales o aplicație pentru dezvoltarea turismului național. Aplicația are la bază un joc în care oamenii trebuie să parcurgă un traseu și să completeze ghicitorile date, astfel încât să câștige puncte și să ajungă la destinația finală. Deci nu era doar o aplicație obișnuită, era un joc, era un plus pe care trebuie tu ca utilizator să-l obții, astfel încât să ajungi la destinația finală. Apoi, o altă aplicație care a avut o idee super interesantă, Healthy at Home, realizată de tinerii specialiști. Și au descris așa, ideea noastră de produs este o aplicație în care este reprezentat un corp uman cu puncte în diferite zone ale corpului. La atingere, fiecare punct va deschide un meniu care îți permite să discuți cu un medic specializat în legătură cu problema ta. Și era varianta de chat sau video implementată de ei. Apoi, o altă echipă și-a ales Infostars. Și-a ales să realizeze o aplicație de telemedicină
care să păstreze istoricul medical al pacientului și să anunțe momentul în care pacientul trebuie să-și ia medicamentul și să-și programeze consultul la doctor. Evident, vedeți, peste tot există și justificări ale alegerilor făcute. O altă aplicație care m-a distrat și care m-a umplut așa de bucurie a fost Snap Race, echipa TV de a realizat-o. Un joc multiplayer ce combină viața reală cu jocurile de aventură. Jucătorii sunt puși într-o competiție pentru a-și arăta abilitățile de explorare, găsind locații, folosindu-se de o poză. Primul care găsește locația va posta următoarea provocare, ultimul rămas fiind eliminat. Aici au fost un pic răutăcioși, dar exista acea competiție între ei și la fel a fost nu doar în alegerea temelor, ci și pe parcursul activităților. De ce? Pentru că am încercat ca de fiecare dată, aproape la fiecare temă, chiar dacă ne-a mâncat așa mai mult timp, dar am avut de unde la sfârșitul anului școlar, am încercat să facem și o prezentare a temelor copiilor. Și fiecare echipă, câteva minute, își prezenta tema în fața clasei și atunci, ca și mine de altfel, cum am zis că am trăit experiența, la fel și ei se uitau cu un ochi critic, dar și cu unul admirativ la proiectele colegilor și încercau în următoarea etapă să fie mai buni și să dezvolte un produs mai frumos și mai eficient. A mai fost aplicația Travel and Relax with Us, o aplicație de călătorie cu diferite locuri de cazare, cu restaurante, locuri de campat, dar ce mi-a atras atenția, locuri care nu apar pe hărți și sunt cunoscute doar de localnici. Deci au încercat de fiecare dată să vină în proiectul lor cu câte ceva nou, să fie altfel decât tiparele obișnuite. Au lucrat foarte serios, au lucrat... A și pornit ăsta este un material de prezentare al echipei care propunea diferite obiective din oraș, erau recunoscute și apoi putea să se ajungă la următorul obiectiv. Au fost foarte haioși. A fost chiar distractiv pentru că au lucrat un pic și în plus și le-a plăcut foarte, foarte mult activitatea. Chiar. Carmen, e posibil să nu se audă pentru participanții noștri, dar nu vă faceți griji, căci veți avea acces la prezentarea Carmen și puteți să ascultați acolo și să vedeți toate proiectele făcute de elevi. Da, deci merg mai departe, da? Da. Da. Pe lângă aceste materiale video pe care ei le-au realizat și prin care au încercat să-și vândă marfa, au făcut afișe de prezentare. Au mai făcut acele story-uri de fiecare dată prin care au exprimat foarte bine din punctul de vedere al diferiților utilizatori care sunt necesitățile aplicațiilor pe care le realizau. Deci logica i-a urmărit permanent. Evident, această activitate la clasă a avut destule provocări, dar și satisfacții pe care ni le-a adus. În primul rând, ca provocare a fost încadrarea în timp. Eu nu am reușit personal să mă încadrez niciodată în timpul din curs și asta am discutat și am spus. Dar având 7 ore pe săptămână la clasă și rezervându-mi timp la sfârșitul semestrului, am reușit cumva să
reușesc să parcurg mare parte din lecții. Ca provocare s-a întâmplat uneori din cadrul unei echipe să lipsească câte unul dintre copii și atunci ceilalți să spună, dar noi n-am putut să lucrăm sau nu putem pentru că lipsește colegul. Dar s-a completat. Apoi, ce a fost ca provocare în mod deosebit, dar și ca un lucru benefic, au fost noutatea temelor și a modului de lucru. De ce? Pentru că eu predau informatică, da? Eu predând informatică, automat trebuie să predau programare cu copiii. La clasa 11-a intensiv informatică sunt sătui de programare 7 ore pe săptămână. Și atunci, pentru ei a fost ceva wow, dar în același timp au avut așa puține emoții la început, pentru că nu știau care va fi parcursul, cum vom dezvolta noi cursul. Care reușite, aș spune că am avut așa o mulțumire că am reușit să finalizăm proiectele, că s-a colaborat între membrii echipei, că au fost parcurse acele etape necesare dezvoltării produsului și că elevii au reușit să analizeze de fiecare dată cu foarte mare atenție toate necesitățile, toate funcționalitățile pe care ei doreau să le implementeze și să-și justifice în mod logic acele alegeri. De ce acceleratorul predau viitor product development la clasă? Pentru mine ca experiență a fost deosebit. În primul rând pentru că am avut activități practice cu elevii. Pentru că am înțeles conceptul produs de tehnologie. Și la început vă spun că am avut dificultăți și cu elevii, pentru că înțelegerea acestui concept era un pic diferită. Apoi, pentru că se lucrează în echipă, este un mare plus. Pentru că dezvoltăm creativitatea copiilor. Pentru că urmărim dezvoltarea produsului în timp real și nu în ultimul rând, pentru că pregătim elevii pentru o profesie de viitor. Și aici nu mă refer strict la profesia de programator, ci mă refer la o activitate pe care ei să o desfășoare în echipă, în care să dezvolte orice fel de produs, nu neapărat de tehnologie, pentru că până la urmă tot există niște pași care trebuie urmați pentru a dezvolta un produs, indiferent care este acesta. Și atunci e un mic început, e un mic pas pentru a-i învăța pentru mai târziu. Cam asta am avut eu. Mulțumesc! Mulțumesc, Carmen, și felicitări încă o dată. Până trecem la Edina și la elevii ei, le mulțumesc și celor care ne urmăresc pentru toate felicitările trimise deja și de-abia aștept, Carmen și Edina, să urmăriți și voi după ce încheiem această prezentare chat-ul și să vedeți câte aprecieri de la cei care ne urmăresc. Vă mulțumim mult că apreciați munca doamnelor profesoare. Edina, da. Trecem la elevii tăi și la experiența ta de dus ghidul Product Development la clasă. La clasă, da. Deci aplicarea ghidului a fost în semestrul al doilea. Am aplicat ghidul la clasa 11-a de profil real științe ale naturii la materia TIC, aproximativ în perioada aprilie-iunie. 2 ore pe săptămână, majoritatea activităților le-am desfășurat în laboratorul de informatică. Cum și-a făcut loc ghidul în programa școlară, la materia TIC pentru științe ale naturii, unitatea de învățare din programa școlară numărul 3 este elaborarea unor produse utilizabile care să dezvolte spiritul inventiv și creativ. Și exact ceea ce aveați voi în ghid se potrivea cu competențele cerute în unitatea de învățare, respectiv identificarea unor teme utile, stabilirea unor echipe de lucru, documentarea și pregătirea materialelor, finalizarea și prezentarea proiectelor. Deci se potrivește ghidul pentru
și pentru materia TIC, nu numai informatică. Pentru mine, distribuirea, în cazul meu, distribuirea materialelor, a lecțiilor, dacă acest ghid conține lecții cu documente în care fiecare echipă trebuie să își noteze în funcție de lecție ideile. Pentru aplicare, deci pentru distribuire am folosit Classroom. Da? Aceste, ce e foarte important de specificat, deci pe lângă lecții, au fost două sau trei teste de tip Kahoot, unde atmosfera a fost foarte interesantă și incendiară. Chiar mă rugam, vai de mine, sper să nu ne audă și să treacă cineva pe hol și să audă cât entuziasm există. Deci erau niște întrebări, copii, stai un pic cu măi, păi nu e așa, ba e așa. Deci era foarte interesant și tot prin Classroom am stabilit echipele și Padlet-urile fiecărei echipe. Atmosfera de lucru la clasă, vă ziceam, copiii lucrau în Padlet, își notau ideile, deschideau fișele pe Classroom și lucrau cu Google Docs, da? Erau documente editabile și își notau acolo ideile. Căutau pe net, instalau aplicații ca să vadă dacă se potrivește, dacă există, dacă nu există, ceea ce își imaginează ei că probabil ar trebui să existe undeva în 2100, deci era și un joc de imaginație. După cum vedeți, Kahoot-urile erau destul de interesante și toate se finalizau cu râsete. Ca să văd așa. Cred că avem undeva un exemplu. Provocări reușite în implementarea gridului. În primul rând, într-adevăr, încadrarea în timp a sarcinilor la clasă, dar această provocare am reușit să o elimin și sarcinile au fost ulterior încărcate pe Classroom. Evaluarea în sens de verificare a sarcinilor efectuate, am încercat în timpul orei să verific fiecare sarcină efectuată de echipă și să vin cu sfaturi ce e ok și cu ce pot merge mai departe, ce ar trebui să schimbe. Și sarcinile tot așa, dacă n-am reușit în timpul orelor, eu aveam doar 2 ore la dispoziție, sfaturile mergeau și erau distribuite și încărcate pe Classroom. Feedback-ul, furnizarea de feedback pentru a avea certitudinea că pot continua sarcinile și în funcție de lecție fiecare echipă primea feedback. Evident, la testele Kahoot se putea observa nivelul de înțelegere a informațiilor. Evident că existau și blocaje, da, din cauza lipsei coechipierilor în rezolvarea sarcinilor, dar copiii lucrau și în afara orelor de curs, în pauze, se întâlneau în online în afara orelor de curs, deci chiar și-au dorit foarte mult să lucreze și să facă, să finalizeze, să reușească să finalizeze tot ce și-au propus și ne-am propus. Din păcate, o parte din lecții le-am parcurs asincron, în ideea în care se terminase deja școala și în perioada vacanței, 2 săptămâni, am ținut legătura cu elevii ca să finalizeze, să încarce în Padlet, cred că mai avuseră de încărcat acel MVP și să dea feedback, dacă bine țin minte. Dar ziceam de Kahoot, una dintre provocările elevilor era înțelegerea ipotezei, adică dacă situația, una dintre situații era așa, la doctor vin mulți copii cu insolație, afli că toți copiii au mâncat înghețată, ce ipoteză formulăm pentru această soluție? Erau mai multe variante, cea corectă era un copil sănătos care mănâncă înghețată va face insolație, la prima întrebare, iar predicția este că toți copiii care mănâncă înghețată fac insolație. Din păcate, predicția asta este falsă și ceea ce ne conduce la o ipoteză falsă. Deci era destul de greu să înțeleagă chestia asta dintre ipoteză și predicție, dar au dat de capăt. Echipele pe care le-am avut, deci erau foarte creativi în a-și da nume pentru echipă, pentru aplicație, să descrie ce își imaginează ei. Prima echipă era 3-1, erau
echipele erau în principiu din trei elevi, erau trei elevi și dintre care unul era băiat, de acolo venea denumirea 3-1. Această echipă și-a imaginat o aplicație de comunicare prin hologramă. Hologramele oarecum ar putea alina dorul de cei dragi aflați la distanță. Apoi era echipa IT-știlor anonim, Lena zice, era o aplicație de gestionare a timpului. Ei au formulat următoarea ipoteză, fiindcă tot mai multă lume se confruntă cu problema timpului liber, lipsa de organizare sau uită ce are de făcut. Această aplicație ar putea ajuta la gestionarea eficientă a timpului. Apoi, echipa No Name, așa, Traveler's Luggage, era o aplicație pentru iubitorii de excursii, călătorii, în care utilizatorul trebuia să își încarce liste esențiale cu produse. Oarecum era și un fel de inteligență emoțională, inteligență artificială implementată, fiindcă aplicația ajuta la pregătirea bagajului cu toate cele necesare, dar și evitarea situației de a uita lucruri importante. Apoi a fost echipa Aka Beef Buff. Au dezvoltat o aplicație, sau ideea lor de aplicație era Easy Reader. Era gândită ca o aplicație care să descifreze orice tip de scris de mână, doar făcând o poză. Și ei au formulat următoarea ipoteză: un asemenea produs ar fi util profesorilor în corectarea lucrărilor, fiindcă din ce în ce mai mulți elevi scriu tot mai urât. Pe lângă această facilitate, aplicația ar trebui să funcționeze fără internet și să aibă și comenzi vocale. În partea de sus, ce vedeți, sunt practic afișele, MVP-urile realizate. Ei au făcut doar afișe, n-au reușit să facă și filmulețe. În Canva este aplicația cu care lucrăm în realizarea afișelor și a diferitelor materiale în format digital. Echipa Val a gândit o aplicație de catalog virtual care ar gestiona situația școlară a elevilor unei instituții, dar să fie destul de complexă, gen elevul să aibă fotografie, date personale, note, absențe, teme încărcate și așa mai departe. Apoi, echipa Cat Fans, cum zice și numele, erau trei copii, așa s-a nimerit, trei copii iubitori și care chiar aveau pisici acasă. Și aplicația care practic includea și un robot, Litminder, de la litieră vine Lit. Era un robot care se ocupă de curățarea litierei pisicii. Da? Majoritatea stăpânilor de animăluțe își doresc să știe pisica acasă în regulă, cu litiera curățată, sănătoasă. Așa. Și această aplicație era utilă și au gândit ei că ar fi utilă în primul rând, mai ales dacă stăpânii lipsesc mai mult de o zi. Și de obicei, cei care au animale știu că de obicei trebuie să apelăm la bătrâni, la vecini, la prieteni, ca să hrănească animăluțul sau să facă curat. Apoi aveam următoarea echipă, Multifunction Skills, aplicația Pingu. Pingu, practic, era un asistent de mobil care, cu o simplă comandă, îți poate controla toate dispozitivele electronice din casă. Deja tendința este ca toate electrocasnicele să fie smart și atunci un asemenea produs ar fi util oricărei persoane care are în casă echipamente smart, de la aparatul de cafea, aspirator, centrală și așa mai departe. Echipa Flower Power, deci au pus niște nume extraordinar de creative. Numele aplicației e Every Read. Și această aplicație oferea posibilitatea publicării de cărți în format digital. Aici am nimerit o echipă de fete care chiar citesc foarte mult. De ce? Și-au ales fiindcă conștientizează că oamenii care citesc au un vocabular mai complex,
Cărțile citite totuși te învață ceva nou, persoanele care scriu sunt mult mai creative. Apoi, numele echipei LACAT, o aplicație de telepatie, telepathy, aplicație care rezolvă probleme de zi cu zi, trimiterea mesajelor cu viteza gândului. Asta așa au imaginat copiii. Ca și reflexii, aș puncta faptul că și-au pus imaginația în funcțiune, deci chiar li s-a părut foarte interesant. S-au bucurat că pot lucra în echipe și au înțeles rolul fiecarei persoane care lucrează la un produs. Nevoia societății, a timpului, faptul că trăim în era vitezei, faptul că aproape orice este, sau pentru orice problemă există o aplicație. Cam asta au fost reflecțiile elevilor. La final de experiență, dacă aș veni cu un sfat pentru cei care anul acesta vor să aplice și chiar îi încurajez să aplice, este în primul rând datorită digitalizării. Este important ca fiecare profesor implicat în procesul de educație să ia în considerare crearea de contexte de învățare pentru elevi și fiindcă, cum vă ziceam, eu nu am lucrat niciodată în alt domeniu decât învățământul, am învățat foarte multe lucruri noi în cadrul acceleratorului, lucruri care îmi sunt și în momentul de față extrem de utile și încurajez toți profesorii să se aventureze în această călătorie pentru că înveți de la specialiști cum se face dezvoltarea de produse. Mulțumesc! Mulțumesc, Edina! Felicitări și ție! Felicitări și elevilor tăi! Mulțumim pentru tot ce ne-ai împărtășit! Trimit aceste gânduri bune și această apreciere pentru tot curajul vostru, pentru efort, pentru idei și către voi, Carmen, și către elevii tăi. Și vreau să le spun celor care ne urmăresc că vom avea o sesiune cu elevii, cu o parte dintre elevii voștri. Ea este programată pentru vineri, dacă țin bine aminte, în jur de 11:30 și acolo o să puteți să îi vedeți pe ei povestindu-vă despre proiectele lor. Aș trece puțin pentru că menționai tu, Edina, despre acest call to action, această invitație către cei care vor să aplice anul acesta, vin eu cu câteva detalii despre ceea ce urmează să pregătim pentru profesorii care vor să urmeze experiența de învățare Product Development Accelerator Predau Viitor. Este un nume lung. Așa. Să vedem ce am pregătit pentru ei și apoi, dacă ne mai rămâne timp, mă uit pe lista de întrebări sau revin pentru un ultim gând, așa, de final de la voi. Bun, o să dau share screen de ecran. Așa, cred că se vede acum prezentarea mea. Ne-am gândit că după etapa de pilotare și după toate reușitele voastre, reușitele proiectelor profesorilor care au realizat proiecte în acceleratorul Predau Viitor, ne dorim să ajungem și la mai mulți profesori care pot testa ei experiența și apoi să o ducă la clasă. Și venim și cu o veste cu ocazia acestei sesiuni, o veste despre noua noastră platformă de cursuri Predau Viitor, care nu mai este pe predauviitor.ro și o să găsiți toate detaliile în padletul general, linkul de platformă și detaliile despre curs. Dar ce vreau să vă spun, că această platformă nouă de cursuri găzduiește și cursul de Product Development pentru profesori. Va fi o variantă îmbunătățită după feedback-ul pe care l-am primit de la profesorii care au trecut prin program. Și începând de astăzi, puteți să vă preînscrieți la acest curs. Este gratuit, se parcurge în ritm propriu și va începe undeva la finalul lunii noiembrie. Cum spuneam, toate detaliile sunt în padletul general. Este o coloană specială pentru platforma cursuripredauviitor.ro. Așadar,
Dacă vă tentează, și doar vreau să menționez că nu mai există această etapă de aplicație și selecție, dacă vă doriți să urmați cursul, etapa a doua, despre care vă povesteam la început, este acum deschis pentru orice profesor. Eu vreau să vă mai povestesc, vă reamintesc dacă ați ratat sesiunea de dimineață, că avem și câteva metode, câteva mijloace prin care am spus noi că încercăm să susținem învățarea timp de 5 zile, nu, scene virtuale, multe sesiuni. Hai să vedem cum putem să facem acest lucru. Colega mea, Gabriela, deja cred că a pus în chat link-urile de Padlet-uri. Nu uitați, dacă nu puteți să le accesați acum din chat, ați primit un email de reminder ieri și cu siguranță veți ajunge la link-urile de Padlet. Așadar, Padlet-ul general, unde găsiți toate resursele, toate prezentările din sesiuni și tocmai ce vă spuneam de informații despre noua platformă de cursuri, Padlet-ul cu provocări, cu cele două provocări din festival și de-abia aștept să văd reflecțiile voastre după această sesiune. În acest Padlet ne puteți trimite reflecțiile 3, 2, 1 după sesiune și la final de zi, indiferent la câte sesiuni ați participat, sper să acceptați provocarea Am învățat la Festivalul Digital Predau Viitor și să ne trimiteți o fotografie cu un cuvânt. Un cuvânt care rezumă experiența voastră în festival de astăzi. Nu ratați următoarele momente din festival. Ne vedem curând la 12.45, la socializare, la mesele de networking. Este prima socializare din festival, așadar suntem și noi curioși cu cine ne întâlnim acolo. Acolo vă puteți conecta cu cameră și microfon, puteți cunoaște și alți colegi. De la 13.30, colega mea, Ana, vă așteaptă la o sesiune despre idei la clasă cu Scratch. Și vom închide ziua cu o altă socializare. Am zis noi așa, socializare de final de zi pentru cine mai poate și cine mai dorește. Și o să ne vedem pe parcurs și în toate zilele de festival. Alegeți ce vi se potrivește. Nu uitați să aveți și înregistrările în platformă atât la 24 de ore după ce se întâmplă aceste sesiuni. Bun, păi uite că ne mai rămân cam două minuțele așa pentru final. Să mă asigur eu că suntem pe gallery view, așa ne vede acum toată lumea. Carmen, Edina, mulțumesc din suflet pentru ce ați ales să împărtășiți astăzi. Știu că ați muncit mult și la aceste prezentări și ați muncit și mai mult anul trecut școlar ducând metoda la clasă. Aveți niște copii minunați care și ei sunt sprijinul vostru și mă gândeam acum pe final dacă un gând așa de final pentru profesorii care ne-au urmărit. Eu am văzut aici, nu vreau să vă sperii, dar o să vedeți în chat că se pot da aplauze și avem undeva la 2900 de aplauze pentru sesiunea asta. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit. Așadar, un gând de la fiecare. Oricum vreți să începem. Da, și noi mulțumim. Și ce aș vrea să spun? Aș vrea să spun așa că a fost o experiență inedită în care, în prima parte, am reușit să mă cunosc pe mine altfel, să-mi descoper alte abilități, dar în partea a doua am reușit să-mi cunosc elevii într-un alt context de învățare, într-un context diferit de cel obișnuit în care eu fac doar programare cu copii în mod obișnuit. Și ce mi-a mai plăcut foarte mult, mai ales la ultima parte în care am lucrat cu elevii, a fost că am desfășurat activitățile în mod practic, într-un mod util și relaxant pentru elevi. N-a mai fost acea constrângere a orelor obișnuite. Da, deci a fost un plus. Pentru mine tot parcursul de anul trecut a fost un plus și a fost ceva foarte frumos. Mulțumesc, Textul și Predau Viitor, pentru oportunitatea oferită. Mulțumesc, Carmen. În mai puțin de un minut. Și eu subscriu la ceea ce a spus Carmen. Vă mulțumim tare frumos pentru toată experiența cu acceleratorul Predau Viitor.
Într-adevăr, activitățile au fost diverse. Ce mi-a plăcut și am tot repetat a fost partea practică, când elevii au reușit să pună în practică abilitățile pe care le-au dobândit de-a lungul anilor, adică să știe să tehnoredacteze un document, un ghid de interviuri. Deci, în primul rând, trebuie să ne gândim că facem pentru copii acest efort de a învăța, așa cum un medic învață tehnici diferite și noi trebuie să învățăm tehnici diferite, fiindcă în IT lucrurile nu stau pe loc. Așa că vă încurajez să încercați, să faceți altceva. Mulțumesc încă o dată, Adela, pentru invitație și pentru tuturor participanților și colegilor care m-au susținut. Mulțumim și noi tuturor. Ne revedem curând. Ieșim și noi, Adela.